Wow. Viața cu lui. Halloween-ul lui lui. Pe când aveam 8 ani, se părea că întreaga mea viață era dedicată unui singur lucru: să adun bomboane. Pentru un mâncător al bobanelor ca mine, cea mai grozavă zi a anului nu era Crăciunul. Sau ziua mea de naștere. Era Halloween-ul. Exact. Întregul an fiscal al bomboanelor se rotea în jurul datei de 31 octombrie. Ăsta era și motivul pentru care, cu o lună înainte de Halloween, mama declara un moratoriu referitor la problema dulciurilor. Nici o bomboană până pe 31. Oh, n-ai niciun haz, mamă. Știu. Și într-un an, n-am mai rezistat. O, Doamne, ceapă! Lui, du-te și adun două cepe. Lui asta, lui ea aia. Ce sunt eu, sclavul tău? E o mină de aur. Poți să te ajut să găsești ceva? Nu, doar mă uitam, verificam vitrina dumneavoastră. Pare chiar de ultimul răgnet. Țineți-o tot așa, trebuie să plec. Ușurel, lui, acolo sunt două. Haideți să plecăm. Dar de ce ești așa de nervos? Păi, e ziua cumpărăturilor. Știi ce nervos devin. Să mergem. Cu cât ne îndepărtam de supermarket, cu atât mă relaxam. Când am ajuns acasă, practic uitasem totul despre bomboana furată care era în buzunarul meu, până când... Mergi în jurul blocului, mamă, lasă-mă la Grunwald. Nu, asta ar părea dubios. Încetinește mașina și o să mă rostogresc afară. Lui, dar ce ai cu tine, dragule? Polițiștii au venit după mine. E doar întâlnirea patrulelor de cetățeni. Tatăl tău e gazdă în țara asta. Și pentru ce anume să vină poliția după tine, lui? Pentru nimic. Și ce aveți de gând să faceți în legătură cu huliganii care fură semnele de pe stradă? Ce-i cu semnele de pe stradă? Noi vrem ceva acțiune. După cum am spus, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să fiți în alertă. Asigurați-vă că luminile de la intrările voastre sunt aprinse. Dormiți cu ochii deschiși. Dar nu e destul. Luminile nu le-ai zormă. Ce vă face pentru asta? Ce zici? Ce scârție! Asta-mi dă fiori. Voi toți mă cunoașteți. Sunt Andy Anderson. Ofițer Perkins, treci la subiect. Nu o să risipesc timpul cu o grămadă de întrebări ridicole. Da, pe cine-s asta? Mai întâi e adevărat că în Turcia hoții mărunți sunt pedepsiți pentru hoție prin tăierea mâinii? Spune! N-aș putea să vă spun sigur. Și în al doilea rând, cum am să aduc aici câteva din legile la turce? Da, Anderson, așa e foarte bine! Bravo, Andy! Ce se întâmplă? Adunare specială. În regulă, elevi, fiți atenți! Școala Cedar Knoll nu e doar locul unde învățați să scrie și să citiți. Aici învățați despre viață. Ținând cont de aceasta, îmi revine marea onoare de a-l prezenta pe șeful poliției Perkins și trei invitați foarte speciali. Acum, fiți atenți! Bună ziua, copii! Domnișoara Halloran m-a rugat să vin și să vă vorbesc despre infracțiuni și pedepse. M-am gândit că am nevoie de ceva ajutor și prezentați-vă singur, băieți! Hei, lui! Nu e fratele tău, Said? Aha, foarte amuzant. Știi că ai ieșit luna trecută pentru bună purtare. Numele meu este Bobby. Sunt condamnat de la 7 la 10 ani pentru împrumutul, adică furtul de mașini. Da. Spune-le cum ai început, Bobby! Păi am furat o bomboană când aveam 10 ani. De acolo totul a pornit la vale. Am început cu o singură bomboană, dar curând spărgeam automatele cu bomboane, făceam contrabandă cu acadele și plănuiam un adevărat atac asupra fabricii de ciocolată și... Ce bine, lui? Numele meu este Carl. Deci sunt aici ca să vă spun că viața de delicvent nu e deloc în viață. Totul a început când am văzut la magazin un drops mare și mi-a trebuit 10 ani mai târziu, furam încă bomboane și uite unde m-a dus. Bomboanele nu sunt rele numai pentru dinți. Există întrebări? Haiden, întreabă-l. Tu, copilul ce slab cu părul mare, ai o întrebare? Da, întrebarea mea este pentru Carne. Carne este nume sau prenume? Este numele de familie. Ah, deci prenumele tău este? Roșie. Ce?
Asta n-a fost o glumă? Poate a fost o glumă pentru toți ceilalți, dar eu n-am râs. Când m-am uitat la cei trei deținuți, mi-am văzut viitorul. Toată noaptea am auzit foșnetul bomboanei. Aveam de ales, ori să nu mai dorm deloc toată viața, ori să scap de bomboană. Adio, la la la. Sunt liber, ha, ce bine. La 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 la, ce bine e. Simt că mi s-a luat o greutate de pe umeri. Aș fi zburdat tot drumul până acasă dacă n-aș fi arătat așa de idiot făcând asta. Tată, te îmbraci mai devreme pentru Halloween. Total greșit, tânărul meu cetățean. Comitetul de veghe din cartier m-a votat drept conducătorul fără frică și intenționez să arăt ca atare. Așa se distruge valoarea proprietății. Ai grijă, comentariile ironice ca asta nu vor fi tolerate în zona mea. Și nu erai tu cel care zburda pe afară? Nici măcar psihoza furiei tatălui meu n-a putut să-mi atenueze dispoziția. Bomboana se dusese, iar eu eram liber. Psst, lui, ți-am adus un cadou. Ce este? Știu cât de grea e luna octombrie pentru tine, cu ordinul mamei de interzicerea bomboanelor, așa că ți-am adus. M-am gândit că e timpul să fac ceva pentru tine, lui, pentru că a fost totdeauna un frate atât de bun. De unde ai bomboana? Ți-am spus eu... Cine te-a învățat să faci asta? Nimeni! Vrei să ajung la închisoare, asta e! Încerci să mă pui la păstrare, să mă închizi, să mă trimiți la răcoare, în închisoare, la pușcărie, la carcere. Îi las-o moartă! Nu o să cade fraier pentru tine, nu o să cade fraier pentru nimeni! Asta nu era o bomboană obișnuită. Nu, era un mesaj. Un mesaj de la cel de sus. Știam ce am de făcut. Trebuia să duc bomboana înapoi. Avem nevoie de preț în raionul 7, raionul 7. Domnule Anderson, vă pot ajuta cu ceva? Nu, eu doar mă uit, știți, studiez, o fac marketingul bomboanelor. Ceva de genul ăsta, da. Aha. Spune-mi ceva, domnule Anderson. Dacă aș căuta acum în buzunarele tale, ce aș găsi? Un proces. Știi ce e în inventar, lui? Ceva franțuzesc. Crustă de fulgi pe afară, cremă în mijloc și... Mâine dimineață fac inventar în tot magazinul. Asta înseamnă că o să număr toți banii din case și toată marfa și o să mă asigur că s-a plătit pentru tot. Cât de exact este inventarul acesta? Foarte exact. Dacă o singură bomboană a plecat din magazinul ăsta neplătită, eu am să știu. Singur? Și o să știu pe ai cui părinți trebuie să-i sun. Wow, acesta e un inventar exact. Cred că mai bine m-aș duce acasă. Era momentul să înfrunt adevărul. Viața mea, lui Anderson, elev mediocru, era terminat. Eram acum un delicvent de drept comun. Mă întrebam ce fel de mâncare servezi la cantina închisorii. Și mă întrebam dacă îți dau supliment. Poate dacă e roșu frumos. Stai pe loc, amice, ești arestat. Nu mă trimite la pușcărie, n-am vrut să fac. Lui, ce naiba e cu tine? Am glumit doar. Foarte amuzant. Oricum, de ce ești îmbrăcat ca un polițai? Pentru că e Halloween, de-aia. Unde e costumul tău? Lasă-mă în pace, Halloween. S-ar putea să nu apuc să mai petrec niciun Halloween în libertate. Aveam 10 ore să găsesc o modalitate să stau departe de lanțurile de deținut. Lui? Sunt foarte dezamăgită de tine. Poftim? Te-am și sunat deja? Cine a sunat? Am încă 10 ore. Lui, bați câmpii, eu vorbesc de bomboană. Bomboana pe care am găsit-o în buzunarul de la haina ta. Oh, da. Deci nu te-a sunat nimeni? Nu, dar tu știi părerea mea despre bomboane înainte de Halloween. Am avut o înțelegere. Ai perfectă dreptate, mamă. Dă-mi bomboana și o să scap imediat de ea, mamă. Prea târziu. Am pus-o la un loc cu celelalte bomboane pentru Colin. Ce-ai făcut? N-am știut niciodată că sunt atât de mulți copii în cartier. Ne dați sau nu ne dați? Aș fi vrut să am o iluzie. Probabil v-au trebuit ore să alegeți costumul ăsta. Nu!
Ce faci? Am nevoie de bomboana aia. Îmi pare rău, prietene, e Halloween. Nu pleci afară fără costum. Nu pleacă. Hei tu, fantoma, vino aici. Mamă, așteaptă un minut. Pantofi roșii. Avea pantofi roșii. Pantofi roșii? Ai, măi, care-te! Arată-mi pantofii. Lasă-l în pace pe fiul meu. Câine rău, câine rău ce ești. Hei tu, fantomă, vino aici. Când o să se termine odată? Vin! Păstrați-vă costumele. Tocmai am primit această știre. 3 prizonieri în închisoarea statală au scăpat dintr-un autobuz care transporta. Ultima dată au fost văzuți îndreptându-se spre Cedar Knoll. De? Scuze, iubito, trebuie să plec. Sunt necazuri acolo și tu mă știi. Necaz e numele meu. Nu e Mortimer. Asta e micul nostru secret. Mulțumim foarte mult, domnule Miller! Mulțumim foarte mult, domnule Miller! V-am spus eu! Niciodată să nu te duci cu colindul la casa unui dentist! De fapt, mie îmi trebuie o periuță nouă de dinți. Nu mișca! E cel mai mare câine pe care l-am văzut! Și pun pariu că e turbat! Nu e niciun câine! Ăla e lui! Cred că e o asemănare, dar chiar vrei să riști? Poate ar trebui să aduc spray-ul iritant. Și asta e toată povestea tristă. Nu te îngrijora pentru asta, lui. O să venim să te vizităm la închisoare. Da, nu e așa de rău. O să fie grozav să primești pijamalele alea cu dungi. Hei, lui, erau ghete înalte, Flashman? Ce? Tenisii, pantofii roșii pe care-i purta fantoma. Da, cred că da. De ce? Fantoma ta a lăsat o urmă. Bravo! Îmi strivești piciorul! Anderson, pe bune, n-ar trebui să lăsăm poliția să-și facă treaba? Adică ofițerul a spus că noi trebuie să... Să știu, am auzit ce a zis. Trebuie să lăsăm luminile de la intrare aprinse și să fim atenți. Îmi pare rău, Jensen, asta nu o să-mi afecteze patrula. Pardon? Cine te-a pus șef aici? Hă? Cine? Mașina mea, regulile mele. Acum unde naiba e strada John? Stai pe loc! Casper Burger plângăcios! Stai, cred că o să iau bomboanele astea acum. Da, eu am petrecut toată noaptea! Era mare și cu dinți stricați și urât și mi-a spus Casper Burger plângăcios. Gling! Un vampir, mi-e atât de frică! Hei, Dracula, ești terminat? Așa, dă bomboanele tale! Lasă bomboanele alea, Glenglen! Măi, dacă nu e pazicul nopții, câinele justițiar, uite-l! Dă-mi bomboanele alea! Cine o să mă oblige? E? Noi! Și mai cine? Deținutul le va da din spatele tău? Haide, cât de fraier credeți că sunt? Asta e o întrebare încuietoare. Nu mai înghit încă o dată povestea cu deținutul evadat. Ce credeți că sunt? Un cap de dovleac sec? Mama! Mamicuța mea! Vreau la mama! Uite, copile, poți să-l iei pe ale mele. Mulțumesc mult! Domnilor, bună seara! Stai o secundă, domnule Carne. Ce vrei? Bomboana. Pot să văd bomboana? Îmi pare rău, puștule. Cine găsește, păstrează. N-am nevoie decât de una singură. Aș fi vrut să te ajut, dar sunt o cauză pierdută. Odată ce ai ajuns hoț de bomboane, rămâi hoț de bomboane. Vă rog. M-ai atins cum laba asta. Doar una singură. Una singură. Dar nu poți să te uiți. Ce? Regula de aur, prietene. Tipul cu aurul face regulile. O singură bomboană, fără să te uiți. Cred că erau 500 de bomboane în sacul ăla. Dar n-avea nicio importanță. O putere divină îmi ghida mâna în seara aceea. Am găsit-o! Ura!
Bravo, puștule! E numai a ta! Sfatul meu? Aruncă-o! Pentru că bomboana este o amantă crudă. N-ai zis-o, frate! Uaa! Și acum lui? Acum o dăm înapoi. O dai înapoi? 2, 3 și... Lui? Nu e puțin ilegal? Nu. Ce să fie ilegal în asta? Nu știu. Poate partea cu spartul și intratul? Nu, e ilegal dacă spart să intri să fur ceva. Din moment ce noi am spart să intrăm să returnăm ceva, e perfect legal. Cine știe? Hei, băieți, ce faceți? Ușa din față e deschisă. Așa mai merge. Asta e strada Jones. Iar nu e bine, Jensen? Strada Jones e pe aici? Spune-i tu, Andy. Unde semnăm? Dar asta e nebunie, nu o să ne mai vedem niciodată familiile. Va trebui să ne înființăm propria noastră colonie chiar aici. Prieteni, ne cheamă datoria. Urmați sirena! În mașină! În mașină! Sunt înconjurat de incompetenți. De ce crezi că ușa era deschisă? Poate ca să aerisească alimentele. Exact, la fel cum deschizi gura ca să-ți aerisești creierii. Exact. Aproape m-a ajuns. Lui, cred că m-am prins de ce era deschisă ușa din față. Nu-mi pasă. Oh, ba da. Să aerisești alimente. Plecați undeva, copii, ia spuneți. Brinde? Da, fugiți! Unde vreți să plecați? Dăm drumul! Gata! Lasă bomboanele! A apărut Potera. Hei, și cu noi cum rămâne? Oh, lasă copiii! Ieșiți cu mâinile ridicate? Mamă, știam eu că vine și partea asta. Erați speriați? Deloc? Poate un pic. Glumești? Eu încă sunt speriat. Lui, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai salvat magazinul. N-a fost mare lucru. Îți datorez scuze. Niciodată nu trebuia să te acuz de furt. De fapt... Nu ai dreptate, trebuie să fie o scuză în scris. Îți spun eu cum facem, imediat ce termin cu inventarul bomboanelor, o să o fac în scris lui. Așteptați un pic, nu mă ascultați. Ce vreau să spun e că... Să n-ai teamă, acum suntem aici. Nu. Notați acolo altă victorie pentru patrula cartierului. Pe bune, trebuie inclusă. Ați avut dreptate cu bomboana aceea. Cum te simți, lui? Care bomboana? Despre ce vorbești? N-am timp pentru prostiile astea. Anderson, fiul tău bate câmpii. Cred că e în stare de șoc. Ai grijă de băiat. Pot să vă pun câteva întrebări? Cum te simți să fie rău? Nu, e adevărat. Nu sunt deloc un erou. Ești doar modest? Nu sunt. Spun adevărul. Singurul motiv pentru care eram la magazin este că încercam să returnez o bomboană pe care o furasem. A transmis Kimberly Rains despre eroul local lui Anderson. Dăm legătura în... Fiul meu, eroul! Wow, lui, ești erou! Nu mai spune așa! N-ai auzit nimic din ce am spus? Ha? Ce anume, eroule? N-are importanță. Lui, sper că ai învățat lecția. M-ai auzit scuzându-mă? Ești singura. Am încercat să spun adevărul, dar nimeni nu voia să asculte. Important e că ai încercat. Îmi pare rău că am luat bomboana. Știu, și asta te face erou. Așa crezi? Știu precis. Noapte bună, mamă. Lui, încă ceva. Directorul de la supermarket a trecut pe la noi cu recompensa pentru tine. Am pus-o în cameră la tine. O recompensă? Noapte bună. La avalanșă! Doamne, cred că o să dorm aici la noapte. Lăsați-mă în pace. Sunt sătul de bomboane. Ce miroase! Miroase formaldehid. Da. Jensen, tu ești? Nu, deschide fereastra. Desigur, dați vina pe patolog.